9/13. Ori 9/13, da. Deci 9/13 împărțit la... Înmulțim 5/36. Da, mai uităm, ne uităm, dar gândiți să mai pot la simplificări. Totdeauna suntem atenți la asta. Da. Bă, da, se mai pot face 26/36 printr-un 2. Printr-un 2. Da. Și rămâne jos 26, pe să l-o face... 13. Și 36 împărțit la 2? 18. 18. Material, privim cu atenție, mai sunt simplificări? Nu. 5, 7, 18, 13, 15 cu 7, 18 cu 7, nu. Deci gata, rămâne așa, împărțit la și mulțimea cu 5 ori 18 face. Cât face? 5 ori 40, ai hai de face 90. 90, da? 90, bine. Supra? Supra. 13 ori 7. 91. Supra 91. 91. Și este egal cu înmulțim pe prima 9 pe 13, a doua inversată, 91 pe 90, și va fi egal cu 90 până în 160. 10. 13 cu 91, să vedem, poate e divers. Nu? Ia să împărțim. Prin 13 cel mult. Adică numărul prim. Și... nu cumva 7 ori 13 a fost? De data 91? Da. Și atunci? Aici poți să fii 7 ori 13. Și numai când e 13 cu 13 se simplifică. Vedeți? Așa că rămâne 1 ori 7, 7. Supra, aici a rămas 1 ori 10, 10. Final, 7 pe 10 este răspunsul corect. Am reușit în final, în momentul de față, să aflăm răspunsul la această împărțire. Altă chestiu? De. 0,4 în perioadă. 0,4 în perioadă. Plus 1 pe 3 totul la 2. Plus 1 pe 3 totul la 2. Ori 5. Ori 5. Facem... Adică? Adică scriem 4 pe 9. 4 pe 9. Și învățătorul și numitorul, da? Plus 1 pe 9. Ori 5 pe 1. Ori 5 supra 1. Și egal cu 4 pe 9. Și egal cu 4 pe 9 plus... 4 pe 9 plus 5 supra 9. Și egal cu același numitor aici. Și egal cu 10 pe 9. Egal cu? 10 pe 9. A, 9 pe 9. 9 pe 9. Și las 9 pe 9, care face 1. Da? Alte ești. Efectuați. A. Efectuați. Paranteză pătrată. A. Paranteză pătrată. 1,1 perioadă 6. 1,1 perioadă 6. Plus 1,31 pe 4. Plus 1,31 pe 5. Împărțit la 0,3 în perioadă. 0,3 în perioadă. Închidem parantezele rotunde. Două pătrate, ori paranteză rotundă. Da. 2 minus 4 pe 3. 2 minus 4 supra 3. Totul la 2. Închid paranteza rotundă. Da. Totul la 4. Și este egal cu? Facem o... Transformăm fracția asta decimală în fracție ordinară. Și este egal, Ștefania? Este egal cu 16 minus 6. Minus 11. Totul supra. 90. Totul pe 90. Plus... 5 supra 4.
4. Da, mai trebuie să trec o fracție 5 supra 4. Împărțit la 3 pe 10. Adică ori 10. 3 pe? Pe cât? Pe 9. 3 pe 9. De acord. Așa. Pentru paranteză dreaptă, să zicem. Pentru că ați fost rotundă, că nu avea rotundă, da? Înmulțit cu, te rog. Înmulțit cu 2 la 2 la 4. Atenție, nu putem aplica pe fiecare, că doamne, înmulțire. Mai întâi trebuie să facem adunarea și cămurită la pătrate. Deci dacă ar fi fost înmulțire, dacă ar fi fost 2 ori 4 pe 3, totul la a doua, atunci ziceam și 2 la a doua, ori 4 pe 3 la a doua. Dacă ar fi fost înmulțire, așa că de adunare sau scădere, trebuie să aducem același numitor mai întâi. Așadar, numitorul comun este cât aici? 6. 3, 3, păi de ce 6? Pentru că 2 pe 1 îi subînțeles. Și 3 este numitorul comun, încât amplificăm aici cu 3, da? Și vom avea un singur numitor comun, adică 3 și 6 minus 4, totul la 2 și este egal cu 116 minus 11 face 100. 105 supra 90 plus 4 ori 9 5 pe 4 ori 9 ori 9 supra 3, adică aici ai putea simplifica așa și faci 1 pe 3, deci îi mulțim cu 3. Dar atunci și eu 9 pe 3, că nu ai văzut încă, să spunem așa, tot într-o paranteză, înmulțit cu totul la 2. 2 pe 3, totul la 2. Și este egal acum, spunem mai departe, egal cu cât va fi 105 cu 90, se simplifică prin 5, va fi prin 5, dacă îmi 21. 21 supra, da? 2 pe 5, 20. 5 în 10 merge de 2 ori, 5 în 5 odată, deci 21 supra... Supra... 5 în 9... Supra... Odată... 18. 18. Supra 18. Ar mai merge prin cât asta? Prin 3. Deci am simplificat doar prin 5, acum ar merge printr-un 3. Deci ar fi aici printr-un 3 și mi-ar da 7. Hai să lăsăm 21 și până mai printr-un 3 și face 7. 7 pe cât? Pe 6. Da, 7 pe 6. Deci 7 pe 6 plus acolo ce putem face? Ce am mai spus mai devreme? 1 pe 3 cu 9 și face 3 pe 1. Nu 1 pe 3, 3 pe 1. 3 pe 1. Și vine 5 pe 4 ori 3 pe 1, chidem paranteza, ori 2 la 2 asupra 8. 3 la 2. 3 la 2, mă. 9. 9, e 3 ori 3. De ce zici 6, Darius? Dar nu diferă de numele, că dacă nu diferă, am pierdut timpul până acum. Adică o putere nu înseamnă a mulți prin el însuși. De ce e reținut că 3 la a doua, 3 la a doua e egal cu 6? E 3 mă 3. Ăsta de sus nu spune de că el nu înțelegi prin el însuși. De ce să reții ideea proastă și să nu fie acela ce trebuie făcut? Corect? Că tu și mâine spui tot așa, 3 ori 2. Una e 3 ori 2, iar 3 la a doua. Da, e mult mai mult. Deci cât vine aici supra 2 la 2 supra 3 la 2, da? 4 supra... Deci ar fi fost 4 pe 9, dacă ar fi să scrie 4 pe 9 și este egal mai departe cu 7 pe 6. 7 pe 6 plus 15 supra 4 ori 4 pe 9. Ori 4, îți pune într-o paranteză asta parte, da? Ori 4 pe 9 și este egal cu 7 pe 6 plus 15 plus. Când prima cu 4 și a doua cu
Numitorul comun care să fie aici? 24. 24 este, dar nu-i cel mai mic. Este unul mai mic care se bate și la 6 și la 4. 12. Da? Deci 12 se bate și la 6 și la 4. Și aici zice, prin amplificăm cu 2, se face cu 3. Și o să avem linii de tracție prin numitor comun 12. Și din 7 ori 2, 14, plus 3 ori 15, care face 45 ori 4 pe 9. Și este egal mai departe, ia să vedem cât face. 59 pe 12, 59 supra 12, ori 4 pe 9, și egal cu... 12 cu 4. Și facem cât aici? 3. Și vine 59 supra 3 ori 9, 27. Ia să vedem dacă se mai simplifică. Aici aș avea dat de 3, dar 5 cu 9 nu face multiplu de 3. 5 cu 9 fac 14 și nu se împarte la 3. Deci rămâne așa. Alte exerciții. Asta n-am avut timp să fac. 3 la 2015. 3 la puterea 2015. Plus 3 la 2017. 2017. Totul supra 3 la 2017. 3 la 2017. Minus 3 la 2015. 3 la 2015. Și este egal cu? Se simplifică 3 la 2015. Ștefania, ce-ți părere ai? Davide, uite-te și tu că ai venit. Te iau ca... Greșit, deoarece între ele nu este o oră. Între ele nu este o oră. Așa. Da. Deci, în impulsire. De adunare, scădere. Ce putem face cel bun? Să descompunem pe 3 la 27. Ce trebuie? Să o facă comun pe 3 la 2015. Să o facă comun pe 3 la 2015. Și sus și jos, da? Da, vede. Corect. Deci, zicem, 3 la puterea 2015 pe lângă ce rămâne din primul termen. Dacă l-am dat pe 3 la 2015, ce a rămas aici? 1, atenție. 1 plus 3 la cât? 2017. 3 la? La? 2017. 3 la 2. Dar acum, pentru că acum am dat de factor comun, nu se scade din 2017 pe 3 la 2015. Păi asta înseamnă factorul comun. Să facem, nu? După ce l-am văzut în față, bățim de 3 la 2017 și la 3 la 2015. Nu sunt parte de o putere care o încercare. Copiem și scădem exponenții. Deci 3 la puterea a doua. Supra, jos. Pe cât ați în spate? 2015. 3 la puterea 2015. 2015 pe lângă? 1 plus 3. De ce 1? De ce? De ce a rămas aici? 3 la 2. 3 la 2 a rămas. Ca și dincolo. 3 la 2. Deci 3 la 2 minus 1. Și este egal cu... Acum ce pot face? 3 la 2015. Cu ăsta se simplifică. Și egal cu 1 și cu 3 la 2 ani. 10. 10 supra cât? 8. Supra 9 minus 1, 8. Ce mai putem? Este fracția asta reductibilă sau irreductibilă? Reductibilă. Reductibilă. Și? Și 5 pe 4. 5 pe 4. Da? Asta a fost ultimul, da? Da. Ei, aici, de ce nu v-ați descurcat? Care a fost necazul aici? A fost grav ce ai spus, că simplifici pe ăsta, pe ăsta. Atât de grav, încât aș vrea niciodată să mai... De ce ți-a rămas în minte posibilitatea asta? Pentru că tu nu ai înțeles nicio clipă. Când puteai să faci așa? Și acum a spus David, dacă ai fost de mulțire și sus și jos, simplificăm. Dar așa, cel mult scoate un factor comun, îl scoate pe cel mai mic, pe puterea cea. Nu? 3 la puterea cea mai mică. Și cum vedem ce rămâne în paranteză. Iată, de aceea vă spuneam, când aveți timp,
să rămâne și la clasa a cincea, că foarte multe lucruri facem. Să uite, sigur că da. Și acest lucru este benefic la ei, fiind mai proaspete lucrurile și de scoatea faptul comun. Fac niște lucruri foarte interesante, frumoase și merită să rămâneți. Cine poate să rămână, pe drag, îl aștept. În continuare, m-am meditat de fiecare dată, dar acum intră meșterul micuțul Mario. Tipul e al tău, acum am intrat de tipul tău? Da, și 4 minute. Mă, mă, sunt foarte. Să nu uitați să ieșiți sau uneați la Profil Online. La revedere!